Eu și Mitsu suntem prieteni foarte, foarte buni. Nu l-am văzut în viața mea nervos. Este una dintre cele mai pașnice persoane pe care le știu, dar astăzi îi vom întrece limitele. Am pregătit unele dintre cele mai extreme și cele mai nebune prank-uri pe care să le facem astăzi cu Mitsu, pentru că o să fie o zi tare lungă pe care o să ne petrecem împreună. Iar țelul meu de astăzi este să-l enervez pe Mitsu. Ce credeți? O să reușesc? Nu, lasă-mă. Hai să nu mai lungim cu vorba, pentru că am ajuns în fața casei lui Mitsu. Am tot sunat, dar nu-mi răspunde, frate, efectiv, așa că cred că o să intru cu forța. Dar nimeni a scris la Mitsu, nu mai ești nebun. Nu știu ce se întâmplă cu Mitsu, e o zi tare și am și întârziat de genul ăsta. Bună! Bună, Ariana, ce faci? Unde e Mitsu? Doarme! Că noi avem întâlnirea importantă azi, nu s-a trezit încă? Nu ți-a zis nimic despre întâlnire? Mama, mă las să-l trezesc eu? Pentru că trebuie să fac un prank azi în care o să-l enervez 24 de ore. Mitsu e sus, doarme, o să încerc să vorbesc cât mai ușor, să nu-l trezim. Am luat un pahar din bucătărie de familia ta, Ariana, și o să-l umplem cu apă și-l trezim în mare stil povințanul, că e imposibil, n-ai cum să-mi torn până la ora asta, ești nebun la cap. Ata, guys, am luat paharul cu apă. Am luat și o nebunie din asta de trompețică ca să-l trezim pe Mitsu cum trebuie. Și cireașa de pe tor, air hornul ăsta trăiți, ar neamul tău, care dacă l-apăs, cred că o să moară Mitsu. E foarte, foarte teamă să nu facă n-ai pe omul bun, e foarte ceva, pentru că mie dacă mi-aș face cineva așa, în timp ce dorm și-mi fac somnul meu ăla prețios de frumusețe, s-a mă bată toată, dar nu cred că aș mori ăsta. Johnule! Băi, ești nesimțit, mă, frate, lasă alea de aici! Băi, vii de dimineață, ce și îmi faci asta? Sunt de distrăm un pic! Lasă-mă! Lasă-mă, frate, în pace! Te-ai supărat, nu m-am supărat, mă, dar e urât, mă, frate, să mai da cu aia că-ți spargi timpanele la oameni, bă, tu nu realizezi cât de tare e aia! Trezirea, hai să le trezim să mergem, că avem o întâlnire importantă azi, Bițane! Am o mițile mai cuburi și tu odată, mă, să mergem! Gata, băi, gata! Ce mă-i grăbi, așa mă trezești? Greu te trezești! Greu mă trezești! Da, m-am aranjat! Mamă, ce stricăurțat? Mamă, ce mai fumi. Băi, eu mă duc să mă schimb, dar vezi tu ce faci, mâncați și gura ta că... Băi, de ce să mai fac, mă, ești nebun la cap? Uite, mi-a făcut cămașă, ești nebun la cap. Te primesc ea, băi, în locație. Hai, mișcă-te mai repede, că întârziem la întâlnire, ești nebun la cap. Ce faci, mă, frate, mă, mâncați-i și gura, păi, dacă durează o grămadă să te îmbraci, m-am plictisit și am să umflu niște baloane, oricum, faci și tu o petrecere. Și ce faci cu ele, mă, frate, ce petrecere? Faci și tu o petrecere aici, la mine acasă. Ce casă, casă miștoare ești, nebun, la cap, face. Băi, strânge asta, mă, mă, uite, bă, strânge asta, mă, frate. Deci că ăștia cu baloanele, n-au mai fost și deși noi copii, de mâna. Uite, mă, ce se distrează asta, mă, mâncați-i și gura. Lasă-le, mă, bă, strânge asta. Hai, Mitsane, că o să avem o zi destul de puternică astăzi. Doamne, firesc, strânge astea, băi, frate, băi, că avem treabă, băi. Hai, bă, să mergem. Bă, dar stai, mă, înainte să plecăm, auzi, și după ce strâng astea, unde e baia, că am și nevoie la toaletă. Aici, așa, în partea asta. Hai odată mai repede, băi, ferească Dumnezeu, du-te la baie. Suntem în baie la Mitsane și adevărul este că eu nu aveam nevoie la baie, dar vreau să-i fac încă un prank. O borcanul ăsta puternic de kind of Nutella, pentru că nu este Nutella. Și o să-l rog pe Mitsu să-mi aducă hârtie, pentru că nu mai e hârtie la baie, bă, da. Efectiv, chiar nu mai e hârtie, nu știu unde e hârtie. Mitsu, le aduci mie hârtie și o să-mi pac cu toată mâna Nutella și când o să iau hârtia, îi punem Nutella pe mână să vedem cum reacționează, sper să mă creadă. Ia, hai să băgăm mâna. Mă, un pic am căcăcios asclan. Mitsu! Bă, Mitsane! Si? Vezi că nu mai ai hârtie la baie! O să intru, mă?
Nu, 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 stai mă că sunt pe WC-ul, ești nebun la cap. Bă, vezi că nu mai e hârtie la baie. Cum o să mai fie? Nu mai e mă deloc hârtie la baie, aduci-mi un suc, te rog. Gata, stai. Mersi, mă. Stai. Haide, dă-mi-o. Ia mă, bă, te ridicat așa? Da, ești nebun la cap, ce-ți trebuie să fac? Mersi. Bă, hai mă. Eram sigur că e Nutella. Băi, du-te-mă odată, hai mă frate că ne grăbim. Du-te acolo odată. Mă, nu ce Nutella. Bă, mă, tu ai pus Nutella, dar și pute aici, mâncați-și brac. Du-te-mă, lasă. În timp ce Mițu își lua micul dejun, eu am ieșit afară să dau câteva telefoane pentru a pregăti următorul prank, pentru că chiar vreau să le nervez astăzi. A venit mă frățiorul meu, ia zi, care e mașina? Mamă, ce trebuie, am venit, ia zi. De tot. Eu facem puternic? Asta din spatele tău. Asta? Da, ce asta? Hai să dăm jos repede roții. Hai că îl vandalizăm imediat. Bă, dar vezi că ne și grăbim undeva, deci trebuie să le dăm jos, să le punem repede înapoi. Nu e nicio problemă, am dat roz la viața mea, jos, ești nebun, o facem instant, haide. Mama mea, ești nebun, e bordeanul pregătit direct. Hai repede să ne grăbim, să-i scoatem roata, ești nebun. Stai, mă, brudar, că nu e așa ușor, dar îi dăm imediat. Așa mă bordeene, mă, ia. Viața mea, așa. Ia fii atât, las chema asta, ia. How? Mă. How? La bucată, roată, dace, bifat. Mă. Hai să vedem acum reacția lui Mițu. Hai să vedem ce zice reacția să aibă Mițu, că i-am spus la mașină. Ne nebun la cap. Lasă-o aici, lasă-o aici, așa jos. Așa aici? Da. Și ascunde urmele. Urmele? Lasă doar cricul și ia să spunem asta. Bordeni, fii antenă când o să vină Mițu și așa, așa. Ca să nu te vadă bătine, ca să pregătim următorul prank. Care următorul prank o să fie să te ascund în spate la docker. Și o să ieși tu așa dezbrăcat și o să zici ca să-l sperii Mițu. Să nu facem accident. Asta vreau să nu facem. Te bagi acolo, te bagi acolo după gard. Așa, te bagi acolo după gard ca să nu te vadă Mițu, bine? Aha, bine. Hai că mă, să mă duc în casă ca să vedem cum reacționează. Oare Jacksane, ești nebun la cap? B-am întârziat. Iar îmi faci ceva, mâncați-o și gurat. De ce mă, frate? Eu oricum voiam să filmez daily vlog azi, ești nebun la cap? Ce mergem cu doctorul, da? Știm să-mi cadă ceva în cap. Păi ce ai uite la cap? Bă, hai să mergem, ești nebun la cap. Păi pe partea aia se urcă. Ah, scuze. Hai mă, Mițane, deschide ușa, ești nebun? Merge? Da, da, merge. Nu prea merge mie cheia. Băi, frate, hai mă, poate să faci joc de mine, mă, mâncați-o și gura ta. Mamă, Mițane! Ia uitați-vă, băi, ce-mi faci, mă! Dă și pleacă cu mașina, Mițane, că ți-am luat roata de la mașină. Cum mi-ai scos, mă, roata, mă, mâncați-o și gura ta! Ți-am scos roata de la mașină. Bă, dar cine mi-a scos roata? Eu ți-am scos-o, mă, ești nebun, cât timp erai tu în casă și mâncai. Tu ești nebun? Bă, frate, ne grăbim, nebunule, trebuie să ajungem la întâlnire. Lasă că luăm picant mobilul din spate. Picant mobilul, luăm picant mobilul. Hai să mergem cu picant mobilul. Hai, că mergem, pune roata asta la loc, nu o lăsa aici, gata, plătește roata, pune roata, pune prezoanele, bine că poate mă duc în șanț. Bine, hai că pune. Promit că nu mai promite, că eu nu mă te mai cred pe tine, promit, da, asta ești nebun. Pune roata acum. Până la final vlogului, cred că mai am mițul la bătaie, jur. Pune roata. Gata, acum. Gata, guys, suntem în docker. Ne-am urcat cu Mițanu. Cum e, mă, Mițane, să ai roată? Lasă, mă, un pac, e mai zăpăcit. Mai zăpăcit, dar aproape. Bă, ce fac aici, mă? Băi! Băi, puiotule! Ce, mă, te-ai încurcat cu băieții ăla? Ia ce-ai făcut? De ce ești gol? De ce e gol? De ce e dezbrăcat Bordeanu? Bă, puiotule! Bordeanu e dezbrăcat oriunde, nu mai trebuie să-l strici. Firească, mă! Oficial suntem big gang, mergem la întâlnirea importantă și după care sărbătorim și noi la o masă. Ia, bă, băiețul, să vreau, am nevoie de aer. Mă, ți-e rău, mă? Lasă-mă, nu mai pune mâna, te rog frumos. Te speria, mă? Bă, te-ai speriat pe bune? Băi, lasă-mă, bă, frate. Mă, dar știi ce frână? A pus o frână, Mițanu, dar mi-a sărit camera de mâine, de bun la cap. Hă, Mițane, că ne grăbim la întâlnire. Haide. Mamă, frate, bă, bine, bă, cu glumele astea, cu vlogurile gata, tale. Gata, nu mai gata, asta a fost ultima, promit. Pune și centura aia. Gata, îmi pun centura acum. Mamă, băi, Mițane, nu știu, dar stând așa la semafor, nu am nici mai ajunge, parcă mi s-a făcut așa poftă de o țigară, știi ce zic? Tu fumezi, mă? Eu? Da, mă, nu știi, hai. De când? Da, mă, eu fumez. Bă, lasă-le, mă, pe astea, nu fumam la mine mașină. De ce, mă? Bă, nu fumam la mine mașină, n-auzi? Bă, nu fuma, eu nu pun mâna pe așa ceva, dar nu fuma. Nu-i bun, adevărat, bă, îți faci și sport și asta, bă, nu fumam la mine mașină, frate. Ți-am doar o țigară. Bă, nu fuma la mine mașină. Ia uitați-vă, bă, băiatule, bă. Bă, dar nu mai, nu fumam. Ia uitați-l pe ăsta ce-mi face, bă, dar mă, deci mă zăpăcești, m-ai zăpăcit în continuu, azi nu mai fuma, mă, frate, că mie nu-mi place fumul ăsta de țigară, stau să mori, ești bunica mă, adică nu că mor, da? Așa? Mă, vezi că unde acolo,
Bine, mă, gata, stai, că, stai să o sting, să nu aruncă pe jos. Da, mă, că nu pot să o arunc afară, ești nebun. A, bravo. Sus. Doar am vrut să te enervez, Mițare, eu de fapt nu fumez. Hai, mă, lasă-mă, mă, că nu te mai cred, mă, nu te mai cred la nimic. Mițare, pentru că tot am enervat astăzi, am zis să te duc și eu la restaurant, să-ți dau și aici o masă asta puternică. Îmi place, da. Te cinstesc, că ești fratele meu. Doamne, astăzi. Acum sper să mă mai ierte Mițanu, că i-am rupt tricou, i-am făcut toate drăcile posibile pe care le-am făcut, dar gata, recunosc, m-am potolit. Îți place, mă? Băi, bă. E bună? Ia, stai așa. Ia. Mă. Mă duc până la baie, mâncați ăștia mii, că mă demorez. La noi. Bă, a plecat Mițu și acum, Ariana, nu te super pe noi, numai că mai avem încă o glumă în program. Fiantene bordeiene, ia cu sarea asta. Că eu am mai făcut de-astea în viața mea, ești nebun. Când era putem. La basket, făceam de-astea în cantonament în fiecare zi, de fiecare dată, fiecare dimineață și mereu. Efectiv, mergeam. Fața Arianei în momentul de față. Ai spus că te potolești. Am zis că mă potolesc, dar nu pot să rezist să nu-i fac prânc cu Lumițu. Hai să punem sarea, să o ascundem și la un moment dat o să inducem noi Lumițu. Lumițule, dar nu vrei să încerci cu mai puțin sare, că e bună supa asta cu sare, că noi știm că noi mergem mereu la sușitera. Să vedem ce zice și când o să-și pună sare, o să-i pice toată sarea. Sano Barosano. Iar mă filmez că mi-e frică. Am venit direct pe ciurme și nebuna. Mi-e frică când filmez, ce mai? Omul de bunule că te filmez doar cum mănânci, ca să nu zică lumea că... Da, mă. Știi care e faza? Nu vreau să zică lumea că filmăm vlog și să fac mai rele, adică să vadă că oamenii că am venit și să mâncăm, să sărbătorim după întâlnire frumos, adică... Îți mulțumesc mult de tot. Chiar ți-am zis, e forță, mulțumim. Bă, dar ți-ți place să mănânci așa fără sare? Tu mănânci fără sare? Asta, ciorba asta, da, vezi, asta e și că trebuie pusă sare, că ăștia nu gătesc cu sare, gen. Asta nu gătesc cu sare, serios? Pune un pic de sare. Ar merge, cred. Zic eu că ia un pic de sare, Mițane, și puneți în supă și încearcă un pic mai așa. Hai, mă, frate, mă, hai, mă, lasă-mă, mă. Băi. Bă, mă, fac să țip în restaurant. Mă fac să țip în restaurantul ăsta, bă, frate. Am picat tot de sare. Bă, hai, mă, te rog eu frumos, mă. Bă, am altă supă. Bă, lasă-mă cu camera asta, că mă fac să țip. Bă, gata, ți-am altă supă. E nemuritoare, gluma asta, e nemuritoare. Mamă, dar i-a plicat și dopul de la asta. Hai, mă, lasă-mă. Ia, nu. Bă, nu, că mori. Bă, nu. Ia. Mă. La curentat, să mă bă, la curentat, aolo. Dă-ți heal. Bagă heal. Ascultă la mine, că o să-mi iau eu revanșa pe care. Am tensiune cu tine la vlogurile astea, mâncați și curat. Mă, hai că am mâncat, ne-am umplut... Ne-am umplut burțile. Mamă, ce e acolo, pelicane naști, ești nebune și 9 luni. Ne-am umplut burțile și... Bă, Mițane. Dar am uitat să zic ceva. Ce? Bă, am uitat să-mi aduc portofelul și n-am cu ce să plătesc nota. Hai, mă, las. Bă, jur. Băi, frate, băi, de... Băi, cum mă ziceai că faci cinste, mă? Păi da, bă, da, mi-am uitat portofelul. Acum m-am controlat și nu am portofelul. Vezi că nici eu n-am să-ți dau. Nici tu nu ai să-mi dai? Nu, frate, n-am. Bă, Mițane, poți n-are nimic, să frate. Plătești, te rog? Plătește fratele vostru. Bă, sigur e ok, mă? Plătește fratele vostru, nu este nicio problemă. Plătește frate. Bă, sigur te superi. Uite, mai. Bă, sigur e ok? Da, mă, frate. Deci nu te panica, te rog. Vedeți, mă, vedeți ce prieten adevărat e Mițu? Îl scoți să-l cinstești și tot el plătește. Și tot el te cinstește. Haideți, guys, că după masă am oprit un pic și la Peco, că ne-a lăsat mașina în drum, ești nebun la cap, Mițane. Aolă. Ne-a lăsat mașina. Ba și mie motorină? Măcar motorină dacă n-ai avut bani. Ha, mă, că motorină zbara. Hai, mă! Acum, hai, bani pe care... Facă cinste cu motorină. Ce minte, bă, păi repar că n-aveai bani, mă. Am făcut rost între timp, donați. Ia zi-mă, Mițane, cum facem aici? Descuiem situația. Așa. A făcut așa la Daci. Nu știu dacă tu la BMW ai, dar ia uite aici. Bam. Ești înțelegi? Și acolo la ai o playlist de motorine și cred că mi-am uitat portofelul. Hai, mă, frate. Serios? Bă, nu am niciun cash pe mine. Am bă, da, gata, stai. Am 2 lei. Hai, mă, lasă. Păi tu bă, tu faci pe bune. Am doar 2 lei. Nu, păi da, crezi că îmi lăsam banii în acasă? N-am cash. Bine, frate, lasă că bag eu. Du-te stai în mașină. Nu, lasă-mă, du-te stai în mașină, n-auzi. Lasă-mă măcar să bag. Atât, lasă-mă măcar să bag. Eu știu foarte bine să bag, gen, să intre cât mai bine. Da, știi tu bine, rău de tot.
Gata, mă. Așa, mă, Mițane. Bravo, gata, tată. Pe full-ul, da, dă-i bine. Că are Mițane, gata, bani. Gata, mă, Mițane. Are Mițane bani. Are Mițane bani. Are Mițane bani. Băi, nebunule. Are Mițane bani. Bă, 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 ce... Îți spargi de banii mei! Bă, băiatule! Mă rog să ne dădești afară din benzinete. Uite ce mi-a făcut Adidas! Am ajuns din nou la Mițu acasă pentru că a trebuit să vin, că aveam mașina la el. Bă, omul ăsta, efectiv, cred că și-a petrecut 80% din viață pe Fortnite. Pentru că, uitați-vă și voi, nici am ajuns bine acasă, că Mițanu... Ce faci, Mițane, aici? Verifici skin-urile, bă, ce tu faci? Bă, tu mă sperii cu camera asta, mă, mânca ideea, ai început să, bă, mă sperii, tu-ți dai seama ce înseamnă asta? Trebuie să, da, îți dai seama. Bă, dacă ce să mă joc adevărat. Mereu mi-am dorit să mă joc fără de pe setup-ul tău de game. Adevărat? Da, adevărat. Ce cod ai? Păi, Geomitsu cu 2 de 1. Respect. Vezi că știu, vezi, da, că știu. Dacă ai codul acesta, eu mă ridic după scaun și te las să joci. Mamă, cât ești tu ăsta? Normal, bă. 72 de skin-uri? 700? Ce 72 de skin-uri? 700 și ceva de skin-uri? 700 și ceva de skin-uri, ești nebun la cap? Asta până să o măcarat. Ce faci, mă? A dat creș? Mi-a dat creș jocul. A dat creș? Bă, mi-a dat creș jocul, ești nebun? Pe bune? De fără, pe unde e jocul? Ia de ea, apasă task manager. Da, mă, că intru apasă direct task, ăsta, apasă... Și... Băi, nu da, mă, frate, uninstall! Bă, da, tu ești ne... Bă, nu da, mă, frate, uninstall! Cât mai, mă, frate, ce-ai mai filmat, mă, lasă-mă, mă, bă! Gata, mâncați aici gura. Odată reîntorși la Mițu acasă, m-am făcut comod, i-am luat chiar și halatul de duș, m-am pus în pat, m-am tolănit peste tot, m-am dus la calculator să mă joc jocurile lui și după s-a întâmplat asta. Bă, haide, mă, ce mai stai? Așa? Ce? Mai stai? Adică, bă, nu știu, m-am făcut și comod așa, nu știu. Nu, de altă, dar ai zis că să mai stai 2 minute, da? Da, încă 1 minut. Da, nu, m-ai enervat toată ziua, ai zis că mai stai 2 minute, doar... Deci eu doar te întreb, adică nu... Dai seama că nu-ți zic nimic. Da, știu că tu ești bad. Da, dar m-ai enervat toată ziua, m-ai pus să faci cinste unde nu trebuie, mai du-te și acasă, mâncați și gura ta. Acum, scuză-mă că zic, n-am vrut să... M-ai terorizat. O să plec, dar înainte să plec, hai să mă prus până cu 1000 de euro. Hai, mă, las-o, n-ai patătreabă. Haide, mă, mâncați-o și curata, te rog eu. Mițane, una peste alta. Lasă, că știu, da. Una peste alta, știi că ești fratele meu. A. Și îți mulțumesc pentru toată această frumoasă zi pe care am petrecut-o împreună. Da, una peste alta. O să mă stăm și eu 2000. Hai, ușcheala, treci, ușcheala, treci, du-te. Stai, și dă și halatul ăsta. Da, subscribe.